Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o emisiune ediție specială. Așa cum v-am obișnuit, la ediție specială vin și oameni speciali. Nu că ar fi unul mai special decât altul, fiecare este special în felul lui, dar astăzi am o surpriză. Am o surpriză plăcută și pentru dumneavoastră și pentru noi. Pentru că este vorba de, aș putea să-i spun, un copil de suflet, un copil pe care eu îl iubesc foarte mult. Nu mai este chiar copil, dar pentru mine este un copil extraordinar de bun și vreau să vă prezint astăzi, pentru prima oară la o ediție specială, pe Ioana Andreea Irimia. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație și pentru găzduire! Draga noastră Ioana este un om special și am să vă spun de ce. În primul rând, eu o cunosc, cred că ți-aduce aminte că de cât timp ne cunoaștem noi? Cred că de puțin 10 ani. Cam așa, pe acolo, cam pe acolo. Când eu am început să merg la Turturești, la casa maternală, acolo unde doamna Mihaela Tureschi a crescut generații. Această doamnă Mihaela este un om pe care puțin ar putea să o descrie în cuvinte. Știu doar că pot să vă spun atât, că o întărește Dumnezeu atât de mult și dă atât de multă putere, încât această femeie a trecut prin mâna ei și a centrului maternal Turturești o grămadă de copii cu mămici. O aveți în imagine acum într-o pictură pe care Ioana a realizat-o. Nu este bine fotografiată, a fost luată dintr-o poziție oarecum nu tocmai cu lumina bună, dar măcar să aveți idee despre cine este vorba. Ioana, eu am făcut începutul acestei prezentări. Am să te rog pe tine să spui cam cum a început viața ta aici la Piatra Neamț și să povestești tu cine ești, ce faci, care este familia ta și cum ai ajuns să pictezi? Mulțumesc pentru frumoasa introducere și mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung până aici. A fost un parcurs, cred că, anevoios, dar cu multe succesuri. Eu am început să pictez, cred că, din clasa a 5-a și lucrul ăsta a început într-un mod destul de neobișnuit. Nu cred că mi-am dorit vreodată să pictez sau că m-am gândit la meseria asta. Cum am ajuns să fac lucrul ăsta? Tot a început într-o vară. Era vara dintre clasa a 5-a spre clasa a 6-a și domnul diriginte obișnuia să ne cheme la școală să ne pună să-l ajutăm la curățenie. Unde locuiai atunci? Eram în Brava. Centrul încă era în Dumbrava. Deci centrul maternal nu era la Turturești, era la Dumbrava. Încă voi, practic, acolo ați, când ați venit în această mare familie, ați venit la Dumbrava. Acolo, acolo a fost în începutul unei noi etape pentru noi. Tu aveai câți ani? 10 ani când am venit. George? George avea 3. George este fratele ei, este un copil extraordinar de inteligent, ca și Ioana de altfel, dar care Dumnezeu i-a hărăzit o viață și lui specială, dar într-un alt mod. Și am să te rog să spui tu despre ce-i vorba cu George. O să povestesc și despre el. În ziua în care am ajuns la școală, pregătită pentru curățenie, cu găleată, moc, cârpe câte mă gândeam eu că ar fi nevoie, ajung la ușa clasei unde știam că trebuie să intru, bat la ușă și îmi deschide domnul diriginte, care mă întreabă că ai venit să pictezi, nu? Toți copiii erau așezați la mese, pictau icoane pe sticlă în ziua respectivă. Și eu, cu găleata și cu mopul în mână, am zis că da, vine să pictez. Și țin minte că dumnealui mi-a dat materiale și am început să pictez și eu icoane pe sticlă. Ulterior, părintele din sat, care ne vizita destul de des, a făcut cu mine un pact. Îmi propusese să îi aduc în fiecare duminică câte o icoană și el să o cumpere. Și astfel a strâns destul de multe reprezentări ale începutului meu.
Mai apoi a trebuit să ne mutăm. Centrul urma să fie la Turturești și atunci trebuia și eu să mă mut cu școala. Iar doamna, știind că pictez și a văzut cam care ar putea fi demersul meu în continuare, s-a gândit să mă dea la liceu de artă. Din nou, eu nu conștientizam ce va urma. Îmi plăcea ceea ce făceam, dar nu eram conștientă de potențialul artei. Și am ajuns la liceu de artă. După ce l-am terminat, a urmat facultatea de artă, a urmat masterul. Toate acestea le-am făcut la Iași, cu ajutorul și susținerea doamnei Mihaela. Îi mulțumesc pe această cale și vreau să-i spun că o iubesc. Masterul l-am încununat cu un proiect intitulat Scara, care vorbește despre parcursul omului, evoluția sa și mântuirea în același timp. Avem și niște imagini pe fundal cu acest proiect, da? Acest proiect vrea să facă un acord între cele 9 luni de viață intrauterină și cele 30 de trepte ale lui Ioan Scăraru din scrierea sa Scara Raiului. Fiecare treaptă vorbește despre o virtute și o non-virtute, efectiv parcursul uman spre izbăvire. Toate etapele prin care trec oamenii în decursul vieții. Și ce am vrut eu să fac cu acest proiect a fost o actualizare a ceea ce este moral pentru noi și a felului în care ar trebui să trăim. Scara propusă de Sfântul Ioan Scăraru este o scriere mai mult ascetică, dar nu vizează doar această arie. Cum ți-a venit ideea să lucrezi la aceste picturi? Trebuia să propunem un proiect pentru perioada masterală și am avut o doamnă foarte dragă. O să vă povestesc puțin și despre ea. Multe evenimente în viața mea s-au întâmplat așa. Au venit că așa trebuiau să vin. Corect. Și într-o zi o doamnă m-a sunat, o doamnă foarte dragă nouă și care va investi foarte mult la noi acasă, așa îmi place să spun, despre centrul de la Turturești. M-a sunat și mi-a spus că de astăzi eu sunt bunica ta. O doamnă care în tinerețe a fost arhitect, o doamnă foarte distinsă, deșteaptă și care a venit ca răspuns pentru multe din întrebările mele din perioada respectivă. M-am îmbogățit cu extraordinar de multe cărți și multe, multe răspunsuri. Cum toate lucrurile se întâmplă. Dacă vrei, poți să-i dai și numele. Dacă vrei. Munteanu se numește. Doamna Munteanu. Bun. Care a devenit nu doar bunica mea, cât și bunica grupei noastre de atelier. Felicitări, doamna Munteanu, pentru asemenea investiții. Ținea să vină la noi și să ne bucure cu prăjituri și cu ce știa să facă mai bun. Și cărți și discuții. Ea am povestise de Dulcan și despre cartea Cele 9 trepte, de unde m-am inspirat pentru reprezentările din viața intrauterină și parcursul fătului, de fapt, a sufletului, a noi ca entitate până când ne întrupăm. Prin acest proiect am vrut să evidențiez acest parcurs ascendent-descendent, de la coborâre spre urcare a sufletului uman și a noastră. La urma urmei, venim în această lume ca la o școală. Avem de învățat. Și asta este corect? Avem de învățat lucruri, avem de lăsat în urmă lucruri, care probabil nu se știe cât de mult or să rămână în urma noastră, dar cert e că ce avem de dezvoltat cel mai mult este iubirea, care este o forță și cea mai mare formă a conștiinței noastre. Experimentăm lucruri aici, într-adevăr, în această viață. Este vorba și de faptul că tot ceea ce vine în viața noastră vine spre evoluție și așa cum tot ce i s-a întâmplat Ioanei, deși cât un metru și cât ai? 1,47 m. Deci nici măcar 1,50 m nu are. Vă gândiți un pic cam cât e așa un pic pe aici la mine. Ca ce suflet și ce talent și cât de mare este ea în aura ei, văzând tot ceea ce dumneavoastră vedeți acum, parte din lucrările ei,
de un talent ieșit din comun, pot să spun, susținută, așa cum spunea și ea, de toți cei din casa maternală de la Turturești, în frunte cu doamna Mihaela Tureschi și cu fiul doamnei Mihaela, cu Alex, care a sprijinit-o extraordinar de mult și el. De asemenea, sora lui doamna Mihaela, doamna Valentina, care și ea participă când este nevoie cu prezența la educarea și la susținerea tot ce este în această casă maternală. Trebuie să spun pentru cei care nu cunosc, această casă maternală de la Turturești este Centru pentru Viață, că așa îl găsiți și pe Facebook. Este un loc unde mămicile care au plecat de la casele unde nu mai puteau să-și trăiască viața cu copiilor împreună cu soții, au plecat și au venit aici în acest centru, unde și-au găsit o adevărată familie și un cămin cald și primitor. Dacă ați urmărit emisiunile Viață în Armonie, ați văzut că noi în fiecare an, de aproape 10 ani încoace, facem în fiecare an de sărbătorile Crăciunului, acolo facem emisiuni, unde mergem cu Moș Crăciun și cu cadouri, cu daruri, și este atât de frumos când ne colindă copiii, când ne ură copiii. Și un copil mai mare, care este Ioana, este cea care dă tonul la tot ce este artă acolo. Ioana, vreau să povestești despre familia ta. Noi, la părinți, suntem trei copii. Sunt eu, George, și mai avem o soră, Rita Maria se numește. Este primul copil al mamei noastre, dintr-o primă căsătorie, care a avut o poveste destul de tragică și cumva a rămas nu fără noi. Cu siguranță mama o iubește extraordinar de mult și noi la fel, dar cum fiecare eveniment este menit pentru schimbarea fiecăruia dintre noi, cred că și ăsta a fost pentru ea. Când a trebuit să se nască, medicul respectiv care era în gardă se împiedicase, un accident imprevizibil, și injecția în care era menită să ajute nașterea a ajuns în burtă și a afectat copilul. Lucru care i-a dezorganizat întreaga viață, întreg parcursul. Ea acum trăiește, este la un centru. Are 40 și ceva de ani, înaintat foarte mult. Are foarte multe din apucăturile mamei. Mama mea a fost contabilă în tinerețe. Este o persoană cu dizabilități? Da. Da. Dar mă gândesc că fiecare eveniment este cu menirea lui și pentru fiecare dintre noi. George. După care te-ai născut tu și apoi... După care m-am născut eu, da. Eu sunt din Gemeni, ar mai fi trebuit să mai fie cineva, dar probabil s-a gândit că sunt suficientă, glumesc. Și a plecat la ceruri și ai rămas A plecat tu? Și am rămas doar eu. Uh-huh. Ulterior a venit George. Noi suntem la distanțe foarte mari. Da. Adică între mine și sora mea eu distanță mare, între mine și George din nou sunt 7 ani, dar cred că lucrul ăsta ne-a dezvoltat și lui cred că îi prinde bine să aibă o soră mai mare și mie un frățior mai mic. Da, și George este cu o problemă, poți să spui și despre asta, pentru că știu de ce spun lucrurile astea. George s-a născut cu spina bifida, o malformație care se produce în uter. Practic, coloana lui nu avea continuitate. Era întreruptă undeva la mijloc și cu cât înainta în vârstă se încovoia tot mai tare. Acum 2 ani a avut loc o intervenție chirurgicală care i-a îndreptat coloana. Din păcate, măduva spinării care se ocupă cu funcția mersului e nulă și nu s-a putut face nimic. În schimb, fratele meu este drept și își poate continua viața. A fost un moment fatal pentru el, de crucial. Dar se pare că mai are lucruri de împlinit. Și e până acum că continuă școala. Și este un copil foarte inteligent, este un spirit înalt. De câte ori merg acolo și nu numai eu, cine merge și îl întreabă ce faci, George, spune bine, foarte bine. Ori când vezi un copil în scaun cu rotile, care nu se poate deplasa și care n-a mers niciodată pe picioarele lui,
când îți spune bine, foarte bine, îți dă de gândit. Eu cel puțin mă simt, de câte ori mă stau de vorbă cu el, mă simt atât de mică în fața lui, vă rog să mă credeți, e o stare pe care n-am mai simțit-o decât în fața lui Dumnezeu. Nu că fac o comparație între una și alta, ci vă spun efectiv atât de... Asta este impresia pe care mi-o dă mie când mă văd în fața lui, pentru că eu sunt un om pe picioarele mele între care merg, iar el este un om care nu-și poate folosi picioarele și atunci când îți spune că e foarte bine, trebuie să ne dea și nouă de gândit cum ei pot să stea bine cu ei și noi de multe ori avem senzația că suntem nemulțumiți, că ne doare ceva și vai, facem gaură în cer și uite așa ajungem să ne dăm seama cât suntem de mici în fața noastră. Așa. Nu am momente să spun că nu pot să fac ceva atâta timp cât l-am pe George și mă uit la el. E motivarea noastră. Este, așa este, da. La un moment dat mă întrebase, era el micuț, și mă întrebase dacă mă dor picioarele când merg. Și a durat ceva până i-am răspuns că să-i zic că nu, să-i spun că da. Și a zis că înțeleg. Eu dacă aș fi putut să merg, cine știe prin ce locuri aiurea mergeam. Deci, cum pune problema George? Da, este un copil deosebit. George este în anul 2, da, de la liceu acum, face liceu... Da, este în clasa 10-a. Chiar acum când am plecat... La informatică? Da, chiar acum când am plecat de acasă, era la ore, era la ora de română. Informatică sau economic? Economic. La economic. Așa, economic. Știam că avea de gând el să ducă la informatică, dar până la urmă s-a răzgândit. Economic. Ioana, ținând cont de faptul, pentru că eu vreau să punctez foarte mult pe faptul că această casă maternală a dezvoltat, a crescut, a educat prin doamna Mihaela o grămadă de copii, nu le țin minte numărul eu, dar sunt sute de mămici cu copii care au trecut pe acolo. Pe puțin, 400. Peste, da, deci peste 400 de mămici cu copii care au trecut prin casa aceasta și i-au educat. Mulți sunt foarte bine ajunși acum. Pot să mi-aduc aminte de cel care a crescut cu George. Florin. Cu Florin. Noi spuneam Biluță. Sunt de o vârstă, au crescut acolo împreună și iată acum este la liceul de muzică. Este în clasa 9, urmează pianul în continuare, își dorește să dea la conservator. Și mai este și mâna dreaptă a părintelui Cojan în biserică. Da. Deci este, și este foarte talentat. Când vezi acești copii care... Pot să spun că nu au o familie întreagă, pentru că întotdeauna o familie înseamnă mamă și tată, da? Iar acolo nu este decât mama și mai este acest grup de oameni care te înconjoară și care îți completează familia, ceea ce îți lipsește din familie. Și când vezi acești copii cât de silitori sunt, cât învață, cât de cuminți sunt și vreau să vă spun că în această casă maternală nu există internet. Acolo este tot ce înseamnă jocuri de copii. Ultima oară când am fost de Cuvioasa Paraschiva, jucau copiii țară-țară vrem ostaș. Din jocurile lor preferate. Jocurile lor, da. Acești copii joacă șotron, acești copii joacă baba oarba. Deci este ceva ce găsești dacă te duci în copilăria ta, jocurile pe care noi le jucam când eram copii, adevăratele jocuri pe care le jucam în aer liber. Ei merg pe un deal acolo unde culeg flori, unde să iau în contact cu natura. Ce să vă spun, unde alargă, casa are destul de mult spațiu de jur împrejur, o grădină, unde se ocupă de grădină, își cultivă roșii, le au un solar și câțiva copăcei, fructiferi și vreau să vă spun că sunt foarte organizați. Eu pot să vă spun cu mâna pe inimă,
și pe această cale îi aduc toată stima și respectul doamnei Mihaela Tureschi pentru tot ce face pentru acești copii. Să-i dea Dumnezeu sănătate și putere să treacă peste toate. Doar că vreau să vă mai spun un lucru. Acești copii trăiesc din ceea ce oamenii îi ajută. Și în afară de faptul că Ioana a avut în facultate o bursă prin care pentru că a învățat foarte bine și a trăit, normal că mai e nevoie și de altele pe lângă această bursă, oameni cu suflet merg la această casă maternală și îi ajută așa cum pot. Drept este și de ce vă pun în vedere acest lucru. Acum de o perioadă de timp, de când s-a dat peste noi pandemia aceasta, lucrurile merg un pic mai încet. Oamenii nu mai au aceeași deschidere, nu mai au aceleași puteri financiare care să ajute și se lovesc de nevoi. De exemplu, să vă spun despre ce este vorba, un om care este cu dizabilități și merge în căruț, vă dați seama că are nevoie de Pampers. Și nu unul, doi pe zi, ci mai mulți. Pentru că merge și la școală, la liceu și n-are cum să stea cu un Pampers ore în șir. Este nevoie de bani pentru aceasta. Indemnizația este atât cât este. Acest copil plătește taxiul ca să ajungă la liceu, pentru că n-are cum altfel, nimeni n-are mașină personală acolo și nu s-a găsit nimeni, nu știu dacă s-a găsit cineva să sponsorizeze acest transport al lui George la liceu și înapoi. Acum se face, se lucrează online. Vreau să vă spun de aceste nevoi, o să vă explic că în această casă câți copii sunt. 11, 12 copii, parcă? Cu totul ajung să fie și mame și copii 20 de persoane. 20 de persoane într-o colectivitate unde vedeți dumneavoastră cum stă treaba acum în societatea noastră și nu numai în România, ci peste tot. Acolo sunt nevoi de medicamente, de hrană, de îmbrăcăminte nu duc lipsă pentru că toată lumea aduce îmbrăcăminte. La un moment dat am văzut un filmuleț sau fotografii, nu știu, făcute de copiii de la voi, în care erau îmbrăcați un băiețel într-o rochie de mireasă sau o chestie așa de mireasă. Gândindu-mă, probabil că a fost așa un lucru umoristic, de ce a trebuit să ducă cineva o rochie de mireasă acolo? Nu știu. Dar gândiți-vă când faceți pachetelele acelea cu ce faceți, gândiți-vă dacă trebuie să ajungă acolo sau în altă parte. De asemenea, spuneam de faptul că, de exemplu, Ioana acum este la Iași și tu lucrezi undeva în Iași? Urmează să-mi dau titularizarea. Până Așa. Atunci mă ocup de comenzi. Deci tu lucrezi acum, pictezi și îți câștigi oarecum existența din pictură. Da. Ei, gândiți-vă că pentru a picta aceste minunății pe care le vedeți dumneavoastră pe perete, e nevoie de material, de marfă, de mult, de bani. Te descurci? Mulțumesc Dumnezeu! Iată un răspuns de om inteligent. Și vreau să vă mai spun ceva. Acum 3 ani, în 2017, pe 1 martie, copilul meu a plecat la ceruri. Ioana l-a cunoscut pe Andrei. Ei s-au cunoscut pentru că în acele sărbători de Crăciun în 2016 noi am fost, ca de obicei, am fost la Turturești și a fost și Andrei cu noi, a făcut fotografii, a filmat și a rămas profund, deși știa că eu mă ocup, n-a fost niciodată acolo. A fost foarte impresionat de ce a văzut și mă emoționez de câte ori vorbesc de chestia asta. De Crăciun, în anul 2017, de Crăciun, îmi dă doamna Mihaela un telefon și spune: Gina, vină până la Turturești.
Mihaela când mă sună, mă sună doar, de obicei mă suna doar când erau probleme. Uite, am nevoie să am îmbolnăvit, dă-mi un număr de telefon de la vreun medic să duc copilul acolo. Sau naște, sau însărcinată, am o femeie, o fată însărcinată, ajută-mă la un control ginecologic. Mă rog, și modul în care mi-a spus vino până la noi, m-a pus în alertă, pentru că credeam că este, că are nevoie de ceva. Ei, vreau să vă spun că în momentul în care am ajuns acolo și am să rog pe colegul meu să arate ceea ce am găsit eu în momentul acela acolo și să-mi spună, uite ce ți-a adus Moș Crăciun. Vreau să vă spun că m-a bușit plânsul. Iată, aveți, acum imediat aveți în imagine, această pictură este făcută după fotografia pe care Andrei mi-a făcut-o cu ceva timp înainte. Și Ioana mi-a făcut surpriza asta mare să-mi facă un tablou după această fotografie. Pentru mine a fost o dublă însemnătate. Unul pentru că era fotografia făcută de Andrei, Andrei fiind un fotograf profesionist, iar Ioana a avut acel feeling, deci legătura între ea și, probabil, nu știu, hai să-mi povestești tu, că uite-ți, și ochii tăi sunt în lacrimi, să-mi fac acest cadou. Spune tu că... Am avut de ales din mai multe fotografii în momentul în care am... Cum ți-a venit ideea? Cum mi-a venit ideea? Nu cred că a fost ceva gândit. Deci, efectiv, la un moment dat am spus că vreau să pictez ceva pentru doamna Gina. Am deschis Facebook-ul, acolo să găsesc cele mai multe fotografii. Am ales-o pe aceasta. Deci nimic deci, nu totul... i-a întâmplat. S-a derulat cursiv. Și am primit acest cadou. Vreau să vă spun că sunt deosebit de încântată pentru că este lucrarea lui Andrei și a lui Ioana în egală măsură. Toate portretele pe care le face Ioana în colecția ei exprimă un lucru și am să vă rog să vă uitați cu atenție, o lumină a ochilor, căreia ea îi dă o importanță deosebită. Și am să te rog să explici și de ce. Cred că ochii sunt poarta sufletului. Și că odată ce îi avem și putem privi viața exterioară, prin ei putem privi și viața interioară. Nu putem vedea lumea dacă ochii noștri nu sunt curați. Așa este. Minunat. Sunt... vorbele unei tinere, pentru că a depășit de 20 de ani ceva timp, atât de cu o viață încercată, cu o viață nu chiar atât de simplă. Și să știți că pe lângă faptul că este un artist desăvârșit în pictură, eu așa o văd, nu sunt critic de artă, dar așa văd eu lucrurile. Este și un om foarte inteligent, un om care citește, un om cu care poți purta discuții pe orice temă. Dar acum, pentru că... mai avem. Vreau să-mi spui, tu ai multe expoziții. Vreau să ne vorbești despre ele. Majoritatea expozițiilor noastre au fost organizate de domnul profesor Cristian Ungureanu, cel care a fost, dar nu este în continuare profesor, coordonatorul grupei noastre, un om care ne-a unit foarte mult și care ne-a implementat multe din valorile pe care le recunoaștem acum, lucru pentru care suntem recunoscători. Da, multe, foarte multe expoziții colective. Povestește-mi de câteva dintre ele, măcar, dacă nu poți să spui despre toate. Cele mai povestesc importante? Despre disertație, despre proiectul cel mai curând, care a avut două expuneri până acum. La Borderline este o galerie care selectează în fiecare an lucrările celor care termină. Și am fost și eu selectată printre cei care au terminat din promoția aceasta. Borderline este o galerie din Iași. Ulterior am expus la Palat. Ultima expoziție a fost la Palat, în cadrul Festivalului de Muzică Mecanică de la Iași, a 12-a ediție. Lucru care m-a fascinat. La Palat a fost o expoziție personală.
celelalte au fost colective. La palat ai prezentat și dizertația, da? Da. Da, colegii noștri pot să mai, dacă vor să mai dea puțin acele tablouri din proiectul ei. Văd multe, multe portrete, ai putea să ne... Uite aici ce frumos este, asta este făcută la tine în... Asta este prima noastră expoziție colectivă din anul întâi. Și fiecare portret din cele patru mici, în fiecare dintre ele am împrumutat maniera câte unui artist, ca să putem să lucrăm în cât mai multe maniere. Iar cea mare a fost în autoportretul cel mare, a fost după lectura unei cărți, Eneagrama, în care ne-am identificat tipul de caracter și fiecare tip de caracter avea și câte o floare pe care a trebuit să o înserăm în lucrare, iar eu aveam floarea paradisului. Mă fascinează fiecare imagine în parte pe care o văd, pentru că n-am reușit niciodată să-ți văd toate lucrările și nu știu dacă aș putea să le văd pe toate, decât probabil că multe le-ai dat. Aș vrea să spui tabloul din spatele tău. Tabloul din spatele meu este o domnișoară care mie mi-este dragă. Este fata instructorii mele. De curând am terminat școala de șoferi. Felicitări! Mulțumesc! Și în spatele meu este fățuca unui copilaș atât de dulce. Este o fetiță. Avea câteva luni aici, nu? Cred că da, până într-un an. Până într-un an și este nepoțica doamnei Mihaela Tureschi. E o scumpete, de fapt. Aș vrea să mai vorbim un pic despre expoziția care ai făcut-o la Piatra Neamț, unde am fost și eu acum 2 ani, parcă, da? Da, da, da. Unde ai fost cu mai mulți colegi de-ai tăi. Acea expoziție a fost o expoziție care ne-a întrunit. Cei care am terminat promoția la Piatra Neamț și ne-am răsfirat în lume, în București, Cluj, Iași și cam atât, cred, ne unim regulat pentru câte o expoziție de genul acesta. Ca să ne vedem evoluția și felul în care am crescut fiecare în zone diferite. Iată o fotografie foarte frumoasă. Dacă vreau colegii să dea imagine, uite cât sunt de... Să lase imaginea cu cadrul de doi și să dea rând pe rând tablourile făcute de Ioana, pentru că sunt extraordinar de interesante. Iată ce frumos arată dizertația. Aici este viața intrauterină. Sunt deosebite, vă rog. Cu ocazia asta pot să spun că am văzut, nu știu dacă le are, aceste tablouri făcute pe niște tablouașe micuțe, pe toți copiii din Casa Maternală Turturești. Deci când am văzut, am rămas încântată de fiecare căpșor în parte, cu ochișorilor mari și zglobii. Este, uitați-vă la ochișorilor, cum fiecare portret în parte are lumina ochilor deosebită, deci îi dă o importanță deosebită. Chiar de multe ori mă gândeam că poate mulți copii nu au o mamă, iar eu am trăit cu sute și am luat din experiențele lor, din viața lor, am avut foarte multe de învățat. Din felul lor de a fi, din greșeli, dar și din lucrurile bune, au fost mai mult decât o școală, a fost o școală intensă. Putem spune că în cazul și în cazul tău, putem spune că ia câtă tot rău spre bine, cum se spune. Și Dumnezeu compensează întotdeauna din dacă într-o parte lipsește ceva, se dă pe altă parte. Și mă uit și la George, cât este de inteligent și cât este de afectuos. Iar George este așa în căruț cum este cel care ține ordinea și disciplina între copii. Este un și nu credeți că ar fi vreun dur. Nu, are un stil, un gen de a pune problemele și de a se face ascultat, încât cred că și un om mare s-ar rușina dacă ar greși în fața lui. Și asta este părerea mea. Este un copil deosebit. Iată cele tablouri de sunt deosebite prin tot ceea ce
reprezintă și dacă stăm circuitul, te rog să le explici. Circuitul geometric reprezintă floarea vieții, cea care demarează viața în parametrii noștri, în lumea terestră, și care o crește. Da. Aici ar fi o floare de 6, cu 6 petale. Ea se multiplică până la 12 și mai mult. Sunt... După ce te-ai, nu știu, te-ai inspirat din ceva, pentru că sunt atât de... Ai senzația că vezi niște fotografii, practic, așa de clare sunt în amănunt. Am încercat să aduc tot proiectul într-o lumină modernă. Dar este, nici nu mai am nevoie de comentarii când stai și te gândești efectiv la viața copilului din burtică. Ia uitați-l ce mic e acolo, embrionul. Mic. Care să știți că de acolo știe ce l-așteaptă. Da. Doar că cu cât înaintează, uită din informația care vine. Sunt mulți copii care nu o uită. Și ce sunt majoritatea geniilor. Da, iar bine ar fi dacă... Vreau să spun ceva, dar mă abțin. Dacă ar fi niște genii prin cei care ne conduc. Ne conduc, da. Ăsta este un alt tablou care reprezintă? Este una dintre trepte și este despre acaparare. Cumva personajul cu ciocanul nu-i permite celuilalt să se ridice, să se dezvolte. Uh-huh. Și asta am vrut să reprezint prin toate modelele, toate reprezentările picturale sunt inspirate din manuscrise din perioade diferite și adunate în aceste 30 de trepte. Ioana, derulând așa... De exemplu, aceasta, da? Reprezintă lăcomia. Acest călugăr nu umple doar vasul lui, se servește. Da. Din păcate nu ducem lipsă de asemenea. Cred că odată conștientizate toate aceste aspecte le putem combate diferit. Și cum arta are rolul de a actualiza virtuțile din totdeauna și nu doar virtuțile și sfera negativă încât să poată fi combătută, cu același scop am adus și eu acest proiect în lumină. Și aici avem pe Eva? Nu. Aici este despre gândirea de rău. Este șarpele care îl învăluie personajul. Am încercat ca toate aspectele negative să fie îmbrăcate în negru. Toate personajele negre indică non-virtuțile. Iar personajul încearcă să iasă de sub jugarea șarpelui, de sub gândirea de rău care îl transformă. Văzând șarpele, am avut senzația că este Eva și că este păcălită de șarpe, dar de a mușca din măr. Da. Mai avem 10 minute și aș vrea să ne spui în continuare care sunt gândurile, planurile tale, ce ai vrea să faci în continuare și ținând cont de faptul că suntem în pandemie, cam cum crezi că ai să te descurci? Cred că arta nu o să moară niciodată, cum nu s-a întâmplat nici până acum. De-a lungul istoriei nu există nicio pauză pentru ea. Vreau să activez ca artist, indiferent de cum vor fi timpurile. Mă pregătesc să dau în continuare la doctorat în anii ce urmează. În continuare, după cum vă spuneam, mă pregătesc pentru titularizare și pregătesc alte expoziții pe viitor. Mult, mult succes ai, Ioana, și îți doresc să ai parte de tot ceea ce meriți, pentru că meriți mult. Fiecare dintre noi. Bucuria celor de la Turturești că au de pe mâna lor, au ieșit de pe mâna lor asemenea ființe ca tine, cred că este, slavă lui Dumnezeu, cel mai uimitor lucru posibil, când copiii care au tot ce le trebuie acasă sau mai mult decât le trebuie nu ajung nici măcar la un cât degetul, unghia sub la degetul mic din ceea ce ai putut tu să realizezi, atunci ne gândim că poate această emisiune vă dă de gândit, stimați părinți, atunci când, nu știu,
când vă educați copiii să fiți atenți și la talentele lor, în așa fel încât, vedeți, dintr-o joacă a descoperit că are un mare talent al picturii. Cred că faptul că am fost responsabilizați și că nu există angajați la noi care să ne facă treburile au fost un mare plus pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare, mă refer și cei mici și cei mari. Cu cei mici ne jucam în bucătărie. Ba să facă gogoși, ba, dar mă refer cu atât mai mult la cei mari. Pentru că venim din zone diferite, cu mentalități diferite, cu grade de inteligență și de înțelegere diferit și totuși reușim să respirăm același aer, să ne înțelegem și tot acest comun nu-l face decât Dumnezeu și înțelegerea faptului că fără iubire nu putem să realizăm nicio comuniune. Și din nivele diferite ale societății. Trebuie să ținem cont că lucrurile astea sunt până la urmă firești și ceea ce se întâmplă acolo nici cu părere de rău în multe instituții de stat nu se întâmplă ce se întâmplă acolo, atâta ordine, atâta responsabilizare, se gospodăresc singuri, fiecare știe care este locul lui și ce are de făcut. Este o ordine, nu știu cum să vă explic, poate că ar trebui să mergeți la Turturești să vedeți și dumneavoastră despre ce este vorba acolo. Este exact vis-a-vis de stația de autobuz din Turturești și dacă mergeți cu gânduri bune, bineînțeles, veți fi bine primiți oricând și de oricine din cei care sunt acolo. Mai mult decât atât, ce îmi place la doamna Mihaela este faptul că v-a crescut frumos, v-a crescut cu hrană naturală din ceea ce faceți voi acolo, grădinuța voastră, cu suc de mere naturale, cu compot natural, deci nu știu cum să vă explic cât mai puțin din ce este hrana procesată. Cred că, în primul rând, cu dragoste ei. A stat mult mai mult cu noi decât a fi stat cu familia ei. E și aici un lucru de spus. De multe ori ar fi vrut și ea să fie cu nepoțica ei, să se bucure de... Și rămânea cu noi. Și rămâne cu voi și stă cu voi și are grijă de voi pentru că este nevoie să fie acolo. Încă o dată vreau să transmit Mihaelei pe această cale mulțumiri și tot respectul pe care îl poate oferi cineva, îl are din partea noastră și ei și întregii familii care se ocupă de toți cei de la Turturești. Ioana, îți mulțumesc că ai venit și ai răspuns invitației mele. Este, dacă vrei, un dar din partea mea pentru ziua de Sfântul Andrei, tu ești și Andreea. Mulțumesc și îți doresc din tot sufletul să ai parte de bucurii pe măsura sufletului tău. Ești un copil, pentru mine, un copil minunat, dar ești un om minunat în toată splendoarea ta și ai un suflet mare, așa cum îmi place mie să spun când vorbesc despre oameni cu sufletul mare, ai un suflet mare cât Europa. Puțini sunt oamenii despre care pot vorbi în felul acesta. Ea, Ioana, are acest suflet mare cât Europa. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră în dorința de și în speranța că această emisiune v-a făcut să vă sensibilizeze și să vă gândiți că mai sunt și alte suflete pe lângă noi, cei care trăim, suflete care au nevoie de ajutorul nostru și din puținul nostru pe care îl avem, unii mai puțin, alții mai mult, să-i ajutăm și pe cei care au nevoie, pentru că realmente au nevoie. Nu stă nimeni la mână întinsă acolo. Toată lumea muncește. Dar sunt nevoi pe care ei nu au cum să le acopere dacă nu sunt ajutați. Așadar, prin această emisiune, îmi doresc din tot sufletul să vă invităm la Turturești și să vedeți, apropo și de lucrul acesta, să vedeți că acești copii pregătesc globuri, felicitări și mici surprize pentru Crăciun, pentru pomul de Crăciun, pentru
sărbătorile nașterii Domnului Iisus Hristos. Vă invităm să mergeți acolo și să le vedeți și dacă vă place, bineînțeles, cât considerați că merită plătite acele lucrușoare făcute de mâna fiecărui copil în parte, pentru că sunt unicate. Ioan are un mare merit în povestea asta pentru că i-a învățat să lucreze și i-a inițiat, iar ei lucrează. Ioana, încă o dată felicitări pentru tot ce faci. Mulțumesc și mulțumim din toată inima. Cu multă dragoste și pe dumneavoastră vă invităm să mergeți la Turturești să-i vizitați. Cu aceste cuvinte ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă dorim din tot sufletul inimă bună, dragoste pentru dumneavoastră și pentru semenii dumneavoastră și nu uitați că Dumnezeu este iubire și Iisus Hristos și-a dat viața din iubire pentru noi. O zi minunată, la revedere!